G2A, jocul ieftine tot anul. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am găsit, dragii mei! Oh, slavă cerului! Chestiile astea plipăiau înainte să dau restart la joc. La un nou episod din Staxel, oameni buni! Mă, fraților, am văzut doar și scumele în Sky. A stat la pescuit. Mă, oameni buni! Bă, nu se merită investiția de tip, auzi? Mă, dacă am scoate ceva interesant din pescuitul ăsta, dar bani nu scoatem. Bani nu scoatem, auzi? Poate că scoatem nervi, da, nervi de obicei să scoate din pescuit, că doar de-aia te duci la pescuit, mama lui de pescuit. Știi ce, înainte să le vindem pe toate, azi ne uităm așa. Deci, în primul rând, prindem și prostioare din asta de aruncat la gunoi, care costă numai un bănuț. Câte un pește din ăsta, mă amuză că mai prindem câte o caracatiță, câte un pește din ăsta frumos. Blue Essence ăsta îl prindem. Este parte dintr-un mod care... adaugă niște dinozauri, o să vedem dacă suntem în stare să facem ceva sau nu cu modul respectiv. Niște dinozauri în ideea că de mărimea unui cățel, da? Deci niște dinozauri slash cățeluși, ceva de genul ăsta. Deci nimic foarte interesant la pescuit firaral să fie. Iată, 24 de bănuți, 48 de bănuți. Îți umpli inventarul cu toate prostiile pământului și după aia să te duci să le vinzi, nu faci niciun bani din ele, că nu le prinzi de două ori, știi? Nu, stai că asta am zis că păstrăm să vedem cu dinozaurii aia, dacă reușim sau nu reușim ceva. Da, nu știu ce să vă zic, eventual să-mi iau la pescuit acolo un raft din ăsta și să pun gunoaiele pe raft sau să plumb chestii care sunt dubluri pe raftul respectiv. N-am nicio idee și să pot să pescuiesc foarte, foarte mult timp, dar ca idee generală, cred că într-o zi, dacă ar fi să dăm din nou drumul la timp, cred că într-o zi întreagă ai face rost de un inventar de genul ăsta. Una la mână și doi la mână, nu contează absolut deloc dacă pescuiești sau nu în acel loc de pescuit pe care îl faci la început de tot când ți se dă misiunea, deci chiar nu contează, poți să pescuiești oriunde. Ideea este că am impresia că cu cât pescuiești mai aproape de mal, cu atâta prinzi mai multe gunoaie. Da, deci uitați-vă și voi cât. Am făcut 500. Nu cred că am făcut 500. Bun, așa, ce voiam eu să facem aici în primul rând? Să începem să facem rost de niște semințe. Două secunde că mi-am notat. Deci în primul rând vreau să facem rost de niște corn. Cine vede porumbu. Mama lui de porumb, dacă îl văd eu de la nivelul... Uite-l aici, l-am văzut, trei semințe, ok. Bun, după aia avem oat, ăsta e ăsta de aici, nu, ăsta. Așa, după aia avem potato e nenea asta de aici. Așa, după aia sugarcane. Așa. Carrot și pumpkin. Și pumpkin, apple, tangerine, ăsta e pumpkin. Ok, și, dude, cred că aș vrea foarte, foarte tare să vedem dacă reușim să luăm, știi ce? Pear tree seed, vreau să iau unul sau doi copăcei, raspberry bush e 300, dude, wow. Ok, hai să luăm un măr. Un păr, sigur, de ce nu? Tu de ce stai atât de scump pe tu fișurile? Nu înțeleg. Păi și ne dă mai multe sau ceva sau... Nu am idee. Orange, apple, tangerine, raspberry... Bă, nu avem cumva... Blueberry. Nu avem cumva și unul dintre ăla de... Cred că numai vara. Dragon fruit sau cum Dumnezeu le zice. Raspberry bush, apple iarăși, blueberry bush. Păi de ce sunt mâine atât de scumpe? Nu înțeleg. Chiar nu pot să realizez. Două secunde. Deci am luat un apple și... Deci un măr și un păr. Ok. Măr și un păr. Hai să luăm un portocal. Și 570 n-avem de tangerine. Avem de peach. Care era, mă, că nu mai știu. Ia uite, frate, că nu vine acum peach. Mama lor. Hai să luăm kiwi, că dacă e mai scump, mă gândesc că poate ne dă ceva interesant. Ok, hai să ne teleportăm acasă și să vedem cum reușim noi să facem aici. Deci, în primul rând, ăsta de aici este oat-ul, da? Oat-ul care este pe numărul 3. Ok, pune tu acolo și hai să plantăm o dată de două ori ca să scăpăm de semințele alea. Ok, următorul este porumbul în partea asta. Așa, și putem să facem ceva de genul ăsta. Și știi ce? Hai să facem așa, ca să le și udăm. În altă, da, ne trezim cu prostioare pe aici. Potato la rând, patrule. Aici.
Acolo, potato seed, mulțumesc, ești un scump. Come on. Așa, după aia avem sugarcane în partea asta și am zis noi că am făcut o mare prostie, că am luat sugarcane. Că am pus aici, pardon, sugarcane, că aveam în partea aia plin de sugarcane. Nu, hai să terminăm aici, în partea asta, de ce nu? Știi ce? Vreau iarba asta. Hai să facem așa. Câte mai avem, mă? Două bucățele din astea. Așa. Și hai să înlocuim cu ceva de pe aici, putem. Uite, cu câteva... Mă mănâncă. Și nu te mănâncă, trebuie să te scarpini. Mi-am făcut aici, fraților, am stat, am fost foarte cu minte. Am lucrat de zor. Am aranjat un picuț, după cum se vede, aleiuța asta frumos, așa, până acasă. E din iarbă, într-adevăr, că n-am mai avut locuri din astea suficient de multe. Dar am fost foarte hărnicuț. Am stat, cred că, vreo două ore înainte să încep să înregistrez propriu-zis. Ca să punem treburile la cale aici, să punem țara la cale, domnule, că nu se mai poate. Așa, și mătăluța acolo, te rog. Bun, și le udăm și pe astea. Ok, deci sugar cane. După sugar cane avem carrot. Carrot care este pe locul 6 aici. Ok. Și la fel facem și cu mătăluță. Două de carrots. Putem să le luăm mai multe? Nu cred că se supără nimeni pe noi dacă le luăm mai multe, nu? Come on. Așa. Și punem la loc. Bun, țuc, 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 țuc. Nu! Da! M-am prostit! Îmi cer scuze că am țipat ca nebunul. Carrots, ăla e, mă. Așa, și să mergem în partea halalaltă de aici. Să punem și pumpkinul. Asta deja știm cum arată, nu e o problemă neapărat foarte mare. Dar așa, ca să stau liniștit. Deci un pumpkin, doi. Cum îi punem, mă, că nu mai știu. Am partea asta? Nu e, mă, ha, aici? Da, mă, ca să vezi. Ok, și să-i udăm și pe ăștia să nu uităm. Ok, gata, domnule. Mai avem vreo sămânță? Numai semințele de copocei mai, au mai rămas în momentul de față. Iar copocei ăștia, mă gândeam că ar fi interesant pe aici sau în partea asta. Încă nu știu foarte bine unde ar trebui să facem. Știi ce? Hai să vedem în partea asta dacă o fi sau nu bine. Că pe aici mă gândesc că poate ar fi interesant să lăsăm altceva. Nu știu ce să zic, chiar nu știu ce să vă zic. Mitică, cum să facem, tată? Ia zi tu. Zi tu mie cum ar trebui să facem. Mă gândeam să punem tufișurile alea, un fel ca un fel de gărdules pe aici pe acolo, unul da, unul nu, poate, nu știu, zic și eu. Mă gândesc că ar suna interesant, numai că asta înseamnă... Știi ce? Hai să renunțăm la iarba asta, că nu mă încântă foarte tare. Ok, și dacă punem pe aici și pe acolo, așa de jur împrejur, credeți că ar arăta bine? Chiar nu știu ce să vă zic. Ok, hai să vedem kiwi-ul ăsta. Ne zicem cumva ceva, kiwis, fruits in autumn, grows in spring, summer and autumn. Da, deci nu o să ne dea nimic momentan. Ok, putem să punem aici în mijloc? Perfect! Perfect, dude! Foarte, foarte tare. Ok, bun. Îmi place când văd că face ce cred eu că ar trebui să facă. Ok, mai departe avem un măr. Așa, bun. Și aici să sperăm că se extinde iarba asta. Să vedem dacă se extinde, dacă nu se extinde. Om 3 și om vedea, presupun. Ok, hai să vedem și la mătăluță aici. Asta e fix în mijloc, nu? Ce, mă, mitică, tată, mă? Ce vrei tu, mă, de la mine? Zi, mă, tu, mă, că ți-ești gura ta. Așa, asta e un... Părul are nevoie de mai mult spațiu? De cât spațiu ai nevoie tu, părule? Trebuie. Ia de mai un pic. Sigur. Wow. A mers acum. Ok. Da, deci nu știu. Nu am nici mai... Din cauza că era mitic acolo? Ok. Scăpăm și de frumusețile astea pe aici. Ia și alea de acolo. Mersi. Ok, și hai să vedem și aici, deci tot așa, 1, 2, bam, bam, bam. Ia uite ce frumos, ce frumos, ce frumos. Da, stai așa. A, nu, trebuia cu una mai așa. Eu sunt absolut de vină. Ok, și ăsta ce e, mă? Sămânță de orange tree, de portocal, da? Gata, domnule. Așa, și fiecare este cât de cât centrat, aproximativ. Ăsta, de câte înțeleg eu, nu trebuie udat.
Da, planta asta nu trebuie udată, planta asta nu trebuie udată. Ok, deci copăcei la modul general nu trebuie udat. Să vedem acum cu celelalte plantuțe, dacă plantuțe, mă rog, tufișurile, ce și cum trebuie făcut cu ele, că nu am nici cea mai vagă idee. Ok, hai să vedem. Avem aici un green leaf, ia să vedem. Punem aici la green. Așa, hai să punem pământul la locul lui, să vedem. Bun, dude, cum vine tu asta așa? Asta așa, mersi. Prostia asta de apă albastră, nu știu să vă zic exact. Am înțeles că se ia din mai multe locuri, putem să facem rost de ea, dar nu știu exact. Cred că de la quest-uri, printre altele, din foarte multe alte prostioare de genul ăsta. Ok. Și știi ce? Cred că putem să dăm drumul la timp. Time resumed, ok. Bun, cabbage, pumpkin. Mai aveam 3 astea de... Ia să vedem astea pe aici. Mai avem unul care să poate fi plantat toamna, dude. Tu, da. Yours is in spring. Summer. Nu. Spring and... Ah, ok. Deci, astea trebuie să încercăm să vedem dacă suntem în stare să le plantăm. Nu, 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 nu. Cer scuze. Așa. Așa sunt de aur, într-adevăr, dar nu avem nevoie de ele momentan. Ok, deci hai să vedem încă 3 frumoși de pumpkin. Așa, bun, hai să-l dăm. Perfect. Asta este, domnule. Toată lumea este udată, toată lumea este fericită, toată lumea este extraordinară. Ok, și mă gândesc că aici ar fi interesant. Dăm să săpăliga, te rog. Și să facem așa. Să ne punem frumusețile astea de plantuțe, care sunt cumva la grămadă și care au picat din. Așa, pac, 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 pac. Ok. Și ia să vedem, domnule. Nu se știe ce sunt. O să fie o întreagă... Nu știu cum să vă zic ce o să fie, dar o să fie... o să fie o distracție maximă cu ele, mă gândesc. Ia să vedem. Ok, să le și udăm. Aici putem să stăm mai liniștiți, nu trebuie să le udăm extraordinar de mult. Așa. Toată lumea este în regulă, toată lumea este ok. Am pus semințele unde trebuia să le punem. Cred că suntem gata, cred că suntem gata. Nu cred că putem încă să trecem la ziua următoare, dar ca idee cred că suntem super, super gata. Mă gândesc, dar nu știu dacă mai avem ocazia magnifică să mai găsim ceva pe aici. Stupii, din câte știu eu, încă nu avem nimic cu ei, ca idee generală. De unde am mai putea să facem noi un picuț de bănuți ca să facem rost de niște borcane? Eu toate borcanele mele le-am băgat. Mi s-a părut că văd ceva pe un copăcel. Nu văd fruturile alea de acolo, dar pe un copăcel nu văd. Toate borcanele mele mi le-am făcut cu licurici și le-am pus pe acolo ca să ne ilumineze cărarea. Așa, hai să dăm o alergătură rapid de tot și să vedem ce și cum pe unde prindem. Nu foarte mult, nu vrem foarte mulți bănuți, doar cât să facem rost de niște borcane, că foarte posibil mâine să avem parte de niște miere. Uite că nu trebuia să ne fi uitat, ca să fi știut dacă ne panicăm într-adevăr sau nu, dacă are rost să ne panicăm. O muscă, atât! Rupem fâșul cu muștele, fraților, fiți atenți că luăm bani căcălău, ne scăltăm în bani. Pe aici nu cred că am fost, că uite, iarba mi se pare că... Ba nu, când e așa verde înseamnă că e piatră sub ea, n-are legătură. Știți că e chestia aia, că... te văd pe copac, tâlharule! Așa merge de partea cu pescuitul, pentru că în Stardew Valley pescuitul te salvează, practic. E, uite că aici pescuitul e degeaba. E interesant, oarecum, mecanica cu cifrele în loc de clicăitul disperat din Stardew Valley. Mă rog, clicăitul disperat dacă n-ai moduri instalate. Dar... Răsplata pentru pescuit este sub nivelul așteptărilor. Te-ai așteptat dacă toți... ca să nu vă mai spun de faptul că am impresia că... Deci v-am spus că am stat destul de mult la pescuit. Mi-am umplut de 2 ori inventarul și m-am dus a doua oară fiind cu voi când am dus să vând. Am impresia că indiferent de cum stai, de ce stai, de ce faci, de cum faci, ți-a același timp să... E ceva acolo, cred că e o piatră. Să prinzi.
un pește, da? Și știm că în Stardew Valley timpul respectiv de prins peștele se poate modifica cu skill-ul. Bă, ce am văzut eu? Unde am văzut? Nu știu ce am văzut. Cu skill-ul, cu diferite plute, cu diferite cârlige, chestii de genul ăsta, da, momeli. Etică. E bine. E clar că pescuitul e cumva o, cum zic americanii, un fel de afterthought. În ideea, afterthought, dacă traduci motamo, înseamnă gând după sau gând de după. În ideea că a fost pur și simplu o mecanică introdusă așa să fie, nu asta nimeni să se gândească la ea foarte tare, a fost pusă la plezneală, bagă-mă acolo să fie și mai vedem noi pe parcurs dacă mai facem ceva sau nu cu pescuitul. Na. Oricum, în momentul de față, oamenii muncesc de zor să optimizeze, mă aștept ușor, în momentul de față eu văd că se luptă cu bug-uri și cu chestii de genul ăsta, da? De asemenea cu echilibrarea jocului, cu rețete, cu prețuri, cu chestii de genul ăsta. Și mă aștept ușor, te aud, fraiere. Bă, nu știu ce cu greierii ăștia, că dintr-o dată îi auzi într-un loc și nu sunt une, crezi tu că îi auzi. Nu era până acum așa. Până acum, dacă l-auzeai, după sonor te duceai fix la el. Eu l-aud în dreapta. Nu e în dreapta. Ia, 2 secunde, vă rog. Ba, da, sunt cu casca dreaptă pe urechea dreaptă. Uite, și aici deja nu-l mai aud. Da, nu știu. Și aici l-aud din nou, probabil. O fim undeva mai în față, mă. Da, nu știu, e dubios și nu mai stau. Păi puțin totodată așa. Stăteam, ascultam la... zi. Tot așa, căutam gângănii și îmi pusesem un videoclip pe YouTube să mai treacă timpul și cu un alt joculeț care tot așa avea greieri. Mă, și stăteam ca tâmpitul și încercam să-l aud și după aia realizez, mă, o fi în joc, o fi la mine, o fi în joc, o fi pe YouTube, adică o fi la... Mă, nu am mai fost pe aici, nu? Ba, nu, la asta n-am fost. Stai așa. Pot să ies? N-are, mă, n-am fost pe aici, ce Dumnezeule, stai așa. Da, mă, am fost, mă, ce Dumnezeule. Hai, mă, că mă prostesc, nu, am fost. Oricum, ar fi fost bine, putem să ne mergem pe acolo să mai furăm câte o lădiță ceva, că e bun să fie. Am mutat toate lădițele. Așa, domnilor. Îl aud. Îl aud pe fraier. Unde ești, mă? Bă, au făcut ăștia ceva cu sunetul de la greier, mă, că nu se mai aude. E aici undeva. Îl simt că mă sfidează. Mișcă-te, mișcă-ți antenele, guștere. Nu știu unde e. Nu e, în pana mea. Da, las. Și pierduse cineva la un moment dat un skateboard. Bă, și nu l-am găsit. Am căutat ca prostul. Nu l-am găsit, frate. Nu știu unde își pierd oamenii ăștia tot ce își pierd. Dar eu nu le găsesc. Stai că mă enervează buruienile astea. Bun, hai să vedem aici. Oh, perfect, ia uite. La rând. Un rând întreg. Bun. Mă, dacă luăm 10 borcane, eu sunt fericit. Gata și... hai să vedem de borcanele alea și după aia să vedem dacă reușim să dormim peste noapte. Borcane. 10 borcane, te rog frumos. Ce e asta, mă? Ia uite-te, fii atent. Plain flower. Bun, hai să ne teleportăm acasă și hai să dormim. Este, mă! Perfect. Ia să vedem noua zi. Ce ne aduce noua zi? Primul și în primul rând trebuie să ne apucăm să udăm tot. Corect. Aici făceam la zahăr. Bagă tate și fă la zahăr acolo. Am uitat că făceam la zahăr. Ok, borcanele astea trebuie să le punem noi pe undeva pe aici. Nu mă întrebați pe unde exact. Uite acolo sus dacă le punem. Mai avem niște licurici. Dar nu fi foc acum. Băi, ce-mi place, băi. Bun, hai să ne apucăm de udat. Nu. Înainte să ne apucăm de udat. Mitică tată, tu mai ai mâncare? Mai unul din doi. Hai să te iubim un picuț. Gata. Așa, și hai să vedem aici, schimbă pe asta de lăptic. Hai să vedem văcuțele noastre. Cookie este fericită. Annabelle este extra fericită. Dar trebuie să le facem de mâncărică, neapărat. Tu ne dai lăptic sau trebuie să neapărat să fii super fericită ca să ne dai lăptic? Nu are lăptic, ok. Deci trebuie să fii super fericită ca să ne dai lăptic.
Hai și cu fetele noastre aici, Meg 1 și Meg 2. Am văzut deja un ou acolo. Și al doilea ou. A, mă, fetelor, mă, ce faceți voi cu ouăle astea, mă, mereu de le băgați? Nu știu, pe unele băgați și unele scoateți. Ia, uite-l, frate. Gata, l-am găsit. Ia, fii atent aici. Dă-mi, nu, dă-mi așa. Ia, uite-te-l, Haru. Ca să vezi. Ok, mă interesează buruieni. Buruieni pe aici, să nu fie buruieni, că toată curtea am curățat-o de buruieni. Ok, voi mâncare aveți atâta. O, un pic de mâncare la băcuțele noastre și după aia v-am lăsat. Ia să știi ce? Pune lăpticul. Asta putem să încercăm să le așa, să le vindem. Ok, că nu ne interesează asta foarte tare. Bun. Mâncare. Vină tata. Împartem și mie așa. Și punem... Ăla e. Perfect. Așa, domnule, să punem nelea văcuțele noastre. Am descoperit, uitându-mă prin fișierele jocului, v-am spus cu prețurile și toate prostiurile alea la care mă mai uit eu din când în când, am descoperit că sunt anumite plante cu care poți să umpli astea la animale. Numai că n-am stat să le caut, știi? Deci o să trebuiască să le... Să le notez într-o zi, ca în fiecare anotimp să ne păstrăm un picuț acolo pentru fiecare... Din fiecare, mă rog, pântuță. Și pentru hrănitul de animăluțe. Mă gândesc că o să fie mai bine și pentru noi. Nu o să dau 100 pentru fiecare prostioară. Mai astea nu putem să le luăm încă? Se pare că nu. Ia să vedem. Aici ceva cu verde încă nu. Aici ceva cu verde nu pare să fie. Serios, nimic cu verde? Bă, nimic cu verde. Ok, nu zic nu. Gata, șeful. Nu dădeați. Ok, hai și pe aici la mătăluță. Na, așa. Ușurel cătine. Poate că n-a fost cea mai inteligentă soluție să punem astea fix în dreptul meu ca să sar peste ele, dar asta este. Asta-s gata. Și aici, stai așa. Voi încă nu, aici am zis că nu e nimic verde, bun. Nu. Ok, bine, nicio problemă. Și o să fiu un picuț dubios de udat sub copăcel, pentru că camera are tendința să se bage. Uite ce-mi faci. Se bagă camera sub frunze. Și este un pic dubios. Ei, bunăria, ce faci? Te distrezi? Mă bucur. Bun, aici, repejor. Așa, domnule. Să vedem și sugarcane-ul nostru. Frumoșel. Ăsta ce era? Că am uitat. Stai așa. Carrot. Morcoveață. Opa. Voi de ce n-ați crescut, mă? Nu le-am udat? Nu cred că am udat aici astea. Să vezi tu că aia am făcut. Am uitat să le udăm. Le-am plantat și nu le-am udat ca prostul. Și deja sunt cu o zi în urmă. Ferara să fie. Ia uite ce am găsit aici. Blue Voxel Boy. Din câte eu știu eu, Blue Voxel Boy ăsta e al lui Cecil. Dar Cecil mi se pare că încă nu este pe salvarea noastră. Bun, hai să venim mai aproape. Așa. Ia uite, domne, ce avem noi aici. Ia uite. Eggplant. Vila tata. Așa. Și cu sugar cane. Bun, așa. Trebuie să vedem niște rețete. Avem 77 de strawberry. Trebuie să facem foarte mult sugar cane ca să putem să să facem treaba asta. Ok, hai să mergem în sătuc un picuț. Și să vedem dacă avem, dacă o găsim pe Cecil cu Voxel Boy, mi se pare. E și Oscar aici? Oscar, man. Ți-ai pierdut tu Voxel Boy-ul ăsta? Ie, stai să discutăm. Iar mă avertizează. Să ne ținem animalele din piață. Nu mă interesează să curăț după ele. Bă, v-am spus eu că Oscar ăsta e dubios rău de tot, dar nu mă crede nimeni. Ok, hai să vedem aici. Cecil, mamă. Dar nu e, mă, Cecil. N-are cum să fie Cecil. Că nu e Cecil pe aici. Ia, mă, cine și-a pierdut, mă, Voxel Boy-ul? Dude, e al tău?
Dacă vrei să muți animalele cu capture crates, da, 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 bine, 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 bine. Tu, ia-l tău voxel, boiu. Opa. Stai așa. Ia-l tău blue voxel, boiu, s-a găsit mândra să mă sune fix acum. Viața mea este ruinată. O să mă închid să-l caut. Mulțumesc, Kai. Adu-mi-l îndată ce-l găsești. Bine, man, hai că rezolvăm. Așa, și stai să vorbim încă o dată cu el. Mi-ai găsit blue voxel, mulțumesc. Mulțumesc atât de mult. Ce mai aștepți? Dă-l încoa. Ho, mă, ho, n-a de aici. Mulțumesc atât de mult. Nu știu ce aș fi făcut fără tine. Dă-mi voie să îți dau acesta drept mulțumire. Ia, mă, cine dă? Atât! Artificuri! Artificuri! Ne-am scos. 60 de bănuți. Bagă! Bun, dragii mei, ne-am scăpat, mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas cu mine până acum, un like, un coment, un share. Cred că e timpul să oprim iarăși timpul. Așa, și al vostru, dragi și scump de Nasca, iarăși o să stea să dea cu zi, cu pieptă, nu, peste tot pe insula asta și să mai găsim niște flutraj, niște chestii ca să mai facem rost de niște bănuți. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!